Bun găsit la știri, sormănii care sunt cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurii. Unul dintre cele mai circulate drumuri județene, Pașcan, Brătești, Miroslovești, a fost deblocat astăzi de către utilajele județene de dezăpezire la aproape o săptămână de când au căzut ninsorile abundente. În unele locuri, zăpada măsoară peste 3 metri, iar porțiuni de drum erau acoperite de nici nu știai că acolo este stradă. La fața locului a fost prezent și președintele Consiliului Județean Iași, Maricel Popa. Primăria municipiului Pașcan are încheiat un singur contract pentru dezăpezire pentru această iarnă. Procedurile de achiziție au avut loc în toamna anului trecut, iar contractul a fost atribuit prin încredințare directă societății Bogdi Trans-RL pentru suma de 50.000 de lei fără TVA. Înțelegerea este valabilă doar până la sfârșitul lunii februarie, iar banii sunt pentru închirierea unor utilaje de dezăpezire în funcție de situațiile de lucrări. Este vorba despre mașina care împrăștie material antiderapant cu buldo excavator, o volă și un autogreder. Primăria municipiului Pașcani are un singur contract de dezăpezire semnat pentru această perioadă, semnat în luna noiembrie și este valabil până pe 28.02.2017 prin achiziție directă cu societatea Bogdi Trans. Suma contractului este de 50.000 de lei. Menționăm că mașinile sunt puse la dispoziție cu tot cu șofer, dar carburantul este asigurat de primărie. La activitățile de dezăpezire au participat și utilajele administrației locale, iar zăpada de pe străzi a fost transportată în afara orașului de muncitorii de la gospodărie comunală. Condiții de coșmar în piața agroalimentară din zona Vale Tarape, distruse acoperișuri improvizate din folii de plastic sau carton, zăpadă și mizerie cât vezi cu ochii. Totul la temperaturile extreme de afară. Arată mai rău ca o tabără de refugiați, deși vorbim de un spațiu comercial pus la dispoziția producătorilor, care ar trebui să îndeplinească toate standardele de curățenie și igienă. Toți primarii de până acum au promis că vor reabilita piața, dar de fiecare dată s-au încurcat în acte și vorbe. Piața agroalimentară din Pașcan este tot mai pustie, nu din cauza iernii, ci a condițiilor inumane de comerț. Producătorii și comercianții nu mai pot îndura condițiile și preferă să stea în case în aceste zile. În hala acoperită este la fel de frică afară, iar pe platoul cu tarabe mustește zăpada sub picioarele celor care vin și pleacă cu sacoșele goale. Putem, dar de stat trebuie. Dacă am apucat să vin, stau. Cumpărături slale. Dar frigul cât în capi. Dar ce ar trebui făcut aici, în piață, sărate? Da, păi sărac, n-are lumea nici bani, nici statul n-are bani oare, ca să fac piață mare și frumoasă. Au de suferit atât cumpărătorii care găsesc marfa înghețată, cât și cei care, chiar dacă nu au vânzări, sunt nevoiți să achite chiriile sau concesiunile usurătoare la primărie. Comercianții dau vina pe administrația locală, dar de frică nu vor să vorbească în fața camerelor de luat vederi. Ei sunt nemulțumiți că de ani de zile edilii promit, dar nu au făcut nimic pentru modernizarea pieței. Auzi? Reportaj, viață de câine, piața Vale. Stai cu șapte cojoase. Și roșii de pocne. Oamenii cred că este vorba despre nepăsare și incompetență. În fiecare an se adună bani frumoși din cele două piețe, dar de fiecare dată investițiile sunt amânate. Mai mult, primăria a cumpărat câteva zeci de tarabe noi, dar sunt depozitate în zăpadă în loc să fie date spre folosință. Nu ne place nimic, dar ce să faci, în puiul mamei? Asta e situația. Ăștia-s guvernanță, noi plătim impozite, dar nu știu pentru ce le plătim. Ar trebui să scoată pe cei care stau și iau niște bani aiurea, de dipomană, la muncă, să curățe piața și să aducă lumea înapoi aici. Păi da, altceva. Tarabele, mai de lume. Așa e aici la Pașcan, la noi, la Brăila, e altfel. Bine, acum e anins așa și pe jos este dezordine. Am trecut un pic, acoperișul celea nu sunt bune deloc. Ar trebui îmbunătățite, adică făcute în mod civilizat. Culmea este că ambele piețe din Pașcan sunt deschise fără să aibă autorizație de funcționare. Asta deoarece primăria și Consiliul Local, dar și instituțiile de controlabilitate, permit desfășurarea activităților comerciale fără îndeplinirea condițiilor legale. M-ați întrebat dacă este autorizată. Nu este autorizată. Principala problemă privind autorizarea pieței din zona Vale sau principale probleme sunt legate de partea ISU. Acolo este necesar
clar o modernizare a pieței, în special a halei, pentru că sunt cele mai mari probleme ridicate de ISU, sunt pe hala agroalimentară, pe hala în care sunt haine, că nu mai este agroalimentară, acum sunt doar haine în acea hală. Dacă mă întrebați de condițiile pentru autorizare, păi condițiile ar fi clar modernizarea și venit cu standardele ISU ale zilelor noastre. Problema a fost și este cunoscută de primarii și consilierii locali. Fostilul edil Neculai Rățoi a cheltuit câteva miliarde pentru realizarea unui proiect grandios în anul 2004. A rămas doar pe hârtie, bani au fost cheltuiți, iar proiectele au expirat. Și Grigore Crăciunescu, cât a fost primar, a promis că face investiții în piețe, dar s-a oprit în zona de al. De asemenea, din 2014 și până acum investiția a fost cuprinsă în bugetul local, dar bunele intenții s-au împotmolit la achiziții din cauza lipsei intabulării terenului. În acest an, primăria Pașcani mai încearcă o dată, evident, tot pe banii dumneavoastră, după ce problemele ar fi fost rezolvate. A fost întocmit caietul de sarcini și se așteaptă votarea noului buget pentru organizarea unei licitații în vederea realizării studiilor de fezabilitate. Alți bani, circa 200.000 de lei, alte speranțe. Momentan, noi propunem un caiet de sarcini, o elaborare a documentației tehnice. Denumirea investiției este în felul următor: amenajare strada Ceferișilor numărul 4 din municipiul Pașcani. Sunt o serie de obiective și de scopuri pe care dorim să le atingem. Obiectivul general al proiectului este realizarea extinderii, modernizării și refuncționalizării ansamblului existent cu respectarea reglementărilor legale. Se așteaptă ca în câteva luni de zile să fie realizate studiile, după care urmează o nouă licitație pentru proiectare și execuție. Primăria estimează că investiția se ridică la circa 2 milioane de euro, bani care ar urma să fie luați din bugetul administrației piețelor și din împrumuturi. Lucrările ar urma să înceapă în 2018 și să fie finalizate 2 ani mai târziu, iar tarabele comercianților să fie mutate în această perioadă pe platoul dintre piață și biserică. Legat de proiectul la care se lucrează și etapele de implementare, noi am plecat cu un studiu de fezabilitate, plecăm cu un studiu de fezabilitate, în studiul respectiv, am mai povestit și cu altă ocazie, avem prinse modernizarea pieței în totalitatea ei, aproape cam 70% din piață să fie modernizată, da? Vorbim de hală, de corpurile de administrație, de baie, de amenajări, parcări și multe alte sectoare pe care noi vrem să le modernizăm în acest an. Etapele, vorbim în prima fază de acest studiu de fezabilitate, odată cu aprobarea studiului de fezabilitate și, bineînțeles, vorbim prima dată de bugetul pe care putem să-l prindem pentru a avea acest studiu de fezabilitate. Imediat după votarea bugetului per total, va mai dura ceva, o lună, două, până vom putea trece de acest prim important pas. Mai apoi va veni o firmă de proiectare, aceasta ne va stabili soluțiile tehnice și costurile pentru viitorul proiect de la piață, după care se vine cu partea de proiect cu indicatori tehnico-economici, se trece la partea de licitații după acest pas, considerând că se trece de Consiliul Local, și abia mai apoi să te apuci efectiv de lucru cu firma câștigătoare la licitație pentru aceste lucrări. Menționăm că în fiecare an, din taxele încasate de la comercianții din cele două piețe agroalimentare Pașcani, primăria adună la buget peste 1,1 milioane de lei. În momentul de față sunt deja disponibile circa 600 de mii de lei din activitatea pentru anul trecut. Mii de români sunt cu pregătirile pe ultima sută de metri pentru că în această noapte sărbătoresc Revelionul. În Pașcan, Târgu Frumos sau comunele Stonice, Împrăjescu și Drăgușeni, în gospodării miroase a friptură, iar hainele bune sunt pe umeraj pentru a fi îmbrăcate la petrecerile organizate în localurile tradiționale. Echipa BIT TV le urează la mulți ani! La două săptămâni după petrecerile oficiale de Revelion este sărbătoare pentru ortodox și pe stil vechi. Aceștia sărbătoresc trecerea noul an în noaptea din 13 spre 14 ianuarie după calendarul iulian. Credincioșii creștini de rit vechi fac parte din biserici ortodoxe care nu au preluat calendarul iulian îndreptat, precum și de creștinii care nu au acceptat îndreptarea calendarului de către bisericile din care făceau parte. Pentru sârbi ucraineni, ruși și lipoveni, această noapte înseamnă mese întinse până la ziua, muzică și multă veselie. Preotul Iosif Oțil a transmis un mesaj credincioșilor pășcăneni și îndeamnă la credință și iertare. O parte din oameni se bucură de acest mare eveniment, iar unii caută să bagă numai dezbinări sau alte de acest fel și să imite pe Irod.
transmit cu ocazia acestei mari sărbători și celelalte care vor urma tuturor creștinilor acel mesaj care l-a transmis și îngerii păstorilor și tuturor oamenilor, zicând slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și prepământ pace între oameni bunăvoire. La Drăgușeni a avut loc în această după-amiază festivalul de datin și obiceiuri de iarnă, unde au urcat pe scena din centrul comunei elevii de la școlile din localitate, dar și ansambluri, grupuri și formații de capre, urși, cerbi, care au făcut zgomot pentru a lunga duhurile rele noul an. În România trăiesc peste 1 milion de adepți ai bisericii creștini-ortodoxe de stil vechi, îndeosebi ruși, lipoveni și sârbi. După ce a avut 2 consilieri, unul pe parte de imagine, celălalt pe partea administrativă, primarul municipiului Pașcan, Dumitru Pantazi, a rămas fără ei. Ionuț Gospodaru a decis să-și dea demisia din motive personale, iar Cristian Menegon este șeful piețelor agroalimentare din Pașcan, dar și când are timp purtătorul de cuvânt al primăriei. Dumitru Pantazi spune că ar vrea un comunicator cu presa, dar să știe să se ocupe și de problemele juridice. Primarul municipiului Pașcan a rămas fără consilierul personal. Ionuț Gospodaru, fostul primar al comunei Miroslovești, a rezistat în funcție doar 4 luni. El și-a înaintat astăzi demisia din motive personale. Mi-am dat demisia, a fost un acord de renunțare din partea ambelor părți. Motive personale. Ionuț Gospodaru a fost numit în funcția de consilier al primarului Dumitru Pantazi pe 5 septembrie 2016. El a avut ca atribuții corespondența primarului, relația cu serviciile publice, societatea civilă și agenții economici, precum și organizarea audiențelor. Edilul municipiului Pașcan va căuta din nou un consilier, de această dată un specialist pe probleme juridice, dar care să ocupe și funcția de purtător de cuvânt. Atribuțiile funcției de consilier al domnului primar implică mai multe lucruri. În primul rând, trebuia să se ocupe de corespondența domnului primar, de a asigura legăturile cu ceea ce înseamnă administrația locală a domnului primar, legăturile pe care domnul primar le are cu societatea civilă, cu societățile comerciale din oraș, și mai avea responsabilități și pe partea de audiențe și de verificări a unor documente din primăria municipiului Pașcani. Conform legii, primarul municipiului are dreptul pe perioada mandatului la 2 consilieri personali plătiți din bugetul local. În momentul de față, ambele posturi sunt vacante prin demisia lui Ionuț Gospodaru și plecarea lui Cristian Menegon ca șef la administrația piețelor. Colegiul CF Unirea din Pașcan este singura școală din județul Iași care a reușit să câștige o excursie la Parlamentul European de la Strasburg datorită rezultatelor muncii depuse cu piesa de teatru Prietenie fără frontiere, fragment ce face referire la toleranță și respect și mai ales la criza de identitate pe care o traversează un refugiat. Piesa de teatru face parte dintr-un șir de activități care se desfășoară în cadrul concursului. Grupul de elevi și profesori este așteptat pe 20 ianuarie să viziteze impresionanta clădire. Dintre cele peste 50 de școli înscrise la concursuri Euroscola, doar Colegiul Unirea din Pașcan se numără printre câștigătorii din județul Iași a ediției 2016. La Parlamentul European vor mai fi prezente încă o școală din Moldova și alte 11 din restul țării. Pregătirea acestui proiect a început încă din luna iunie 2016 cu o serie de activități desfășurate conform regulamentului competiției. Printre activitățile deosebite desfășurate de echipa colegiului în vederea câștigării acestui concurs, s-a aflat piesa de teatru Prietenie fără frontiere. Cine ești tu? Ce ai din oglindă? Tu ești Maia? De ce am ascuns adevărul? Port cu mine suferința unui întreg popor mistuit de război. Și cum îi voi spune Mirei adevărul? Trebuie să-ți mărturisesc ceva. Ajung imediat. Elevii implicați în proiect spun că acțiunile interprinse și descoperirile făcute i-au trezit la realitate și mai ales să fie toleranți și încrezători în viitor. Tema concursului național Euroscola, concurs inițiat de către Biroul de Informare al Parlamentului European în România, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, se numește Criza Refugiaților într-o Europa a Valorilor.
Ziua culturii va fi marcată și la Pașcan, dat fiindcă 15 ianuarie este o zi de duminică, majoritatea instituțiilor publice și culturale au pregătit evenimente care să marcheze și nașterea poetului Mihai Eminescu. Vor avea loc recitări de poezii, scurte scenete de teatru, dar și evocări care să arate personalitatea scriitorului. La Casa de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani, o mână de elevi coordonați de profesorul de specialitate Ionuț Hărăț au pregătit un program dedicat Zilei Culturii și Nașterii Poetului Mihai Eminescu. Astfel, luni seara sunteți invitați la momente artistice. Luni, 16 ianuarie 2017, începând cu orele 17:30, în sala Arcadia a Casei de Cultură din Pașcani, îl vom omagia pe poetul național al românilor, Mihai Eminescu, cu sprijinul elevilor de la Liceul Teoretic Miron Costin din Pașcani, coordonați de către profesorul Ionuț Hărățu. Camera Deputaților a adoptat în anul 2010 un proiect de lege prin care ziua de naștere a lui Mihai Eminescu, 15 ianuarie, a devenit Ziua Culturii Naționale. Deși sunt nemulțumiri ca peste tot, registrul de sesizări și reclamații al primăriei Pașcani a rămas și anul trecut gol. Niciun pășcănean nu a scris în caietul aflat chiar la intrarea în instituției ce probleme sau nemulțumiri are. Ori de frică, ori pentru că nu se știe despre această posibilitate de comunicare cu șefii instituției, în condițiile în care nici funcționarii nu prea îndeamnă pe cetățeni să-și așterne pe hârtie nemulțumirile. Purtătorul de cuvânt al instituției susține că nemulțumiții preferă să-și trimită reclamațiile mai degrabă pe internet, pe paginile primăriei, de cele mai multe ori sub anonimat. Registrul de reclamații și sugestii al primăriei municipiului Pașcani se găsește chiar la intrare, într-o cutiuță de lemn, la cum pășiți în primăria municipiului Pașcani, pe dreapta. În anul 2016 nu a fost niciun fel de reclamație scrisă în acest registru. Noi ce am avut reclamații, petiții și sugestii au venit toate prin adrese din partea pășcănenilor, fie au fost și puține la număr cei drept ce au venit în format electronic, iar cele mai multe vin înscrise la registratura primăriei municipiului Pașcani, oamenii scriu acolo sau se înscriu la audiențe și își expun punctul de vedere. Pe registrul acesta de reclamații nu am avut anul trecut niciun fel de sesizare. Culmea este că în cartea de onoare a municipiului Pașcani sunt mai multe pagini pline decât în registrul de reclamații. Anul trecut au semnat reprezentanții orașului Ialoveni înfrățit cu Pașcaniul și familia regală, care s-a oprit pentru câteva zeci de minute în gara Pașcani. Tot acolo găsim semnăturile altor invitați de onoare care au vizitat municipiul. Menționăm că registrul de reclamații este pus la dispoziția cetățenilor pentru a fi sesizate neregulile sau abuzurile funcționarilor publici sau orice reclamație sau sugestie privind serviciile publice. În județul Iași, weekendul va fi cu temperaturi pozitive de 4 și 1 grad Celsius, însă pe timpul nopții gradele vor scădea de până la minus 13 grade, mai ales în noaptea de duminică. Vor fi slabe șanse de precipitații cu umiditate ridicată și vânt moderat. Cerul va fi parțial înnorat. Sâmbătă 14 ianuarie, valorile termice vor continua să crească și vor fi apropiate de mediile climatologice ale perioadei în cea mai mare parte a țării. Ziua acestea se vor semnala pe arii relativ extinse, predominant sub formă de ninsoare și lapoviță, iar noaptea va ninge local. Duminică 15 ianuarie, valorile termice vor fi în scădere față de intervalul precedent, astfel încât noaptea vremea va deveni local geroasă, mai ales în sudul, estul și centrul țării. În nordul, vestul și nord-estul țării vor fi înnorări și trecător va ninge slab, mai ales în nordul Carpaților Orientali. În restul teritoriului, cerul va fi variabil cu unele înnorări noaptea, dar numai izolat va fulgui. Vântul va sufla slab și moderat. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Bit pentru a urmări programul nostru. Noi ne revedem luni la aceeași oră. Nu uitați că puteți comenta și dezbate cele mai importante evenimente din Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurim pe site-ul bitv.info, acolo unde veți găsi și publicitate și anunțuri. Materialele video le găsiți pe canalul de YouTube cu același nume. Suntem și pe Facebook. Sunt Dana Usulasa și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Un sfârșit de săptămână cât mai plăcut să aveți!